Volodymyr Zelensky a plecat din Kiev. Ce a făcut președintele Ucrainei? Președintele Volodymyr Zelensky a efectuat o vizită în orașul Buha, unde a fost martor la găsirea unor numeroase cadavre ale civililor lăsate în urmă după atacurile militarilor ruși. Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a ajuns în cursul zilei de luni în orașul Buha. Acesta a inspectat drumul pe care o coloană rusă a fost prinsă în ambuscadă și a vorbit cu locuitorii din zonă. În urma imaginilor văzute și a discuțiilor purtate, liderul de la Kiev a ajuns la concluzia că Rusia a comis crime de război și genocid în Ucraina. Întrebat de cei de la BBC dacă mai sunt posibile discuții cu Rusia după cele văzute, Zelenski a precizat că singurul motiv pentru care va face acest lucru este pacea de care Ucraina are reală nevoie. Da, pentru că Ucraina trebuie să aibă pace. Suntem în Europa în secolul 21. Vom continua eforturile pe plan diplomatic și militar, a spus Zelenski. Menționăm faptul că, potrivit BBC, au fost descoperite noi dovezi ale uciderii civililor în mai multe zone unde militarii ruși au acționat. Spre exemplu, trei dintre cadavre au fost identificate drept membrii ai unei familii, inclusiv șefa comunității Olga Sohnenko. Pe de altă parte, cel de-al patrulea cadavru nu a fost identificat. Zelenski acuză Rusia de genocid. BBC a precizat că reporterul său este în drum spre Buha, un oraș în care descoperirea multor civili morți a șocat lumea și a determinat mai mulți lideri internaționali să formuleze acuzații de crime de război. Amintim faptul că încă de luni seară, dinainte de vedea imaginile cu tremurătoare, Zelenski anunța că ce s-a întâmplat la Buha este genocid. Într-adevăr, acesta este un genocid. Eliminarea întregii națiuni și a poporului, a susținut el. Totodată, el a vorbit și despre tot ceea ce a lăsat în urmă armata rusă. Bilanțul este sumbru atât din punct de vedere al morților, cât și din punct de vedere al distrugerilor. Sute de oameni morți. Oameni pașnici care au fost torturați. Cadavre pe străzi. Teren minat. Până și cadavrele celor uciși au fost minate. Și peste tot consecințele jafurilor. Pe teritoriul nostru s-au concentrat forțele răului. Ucigași, violatori, jefuitori care își spun armată. Și care merită moartea pentru faptele lor, a spus președintele ucrainean.